noile pericole, asaltul tehnologiei. Ce efect are asupra educației? Pentru că anturajele nu mai sunt doar reale, acum sunt și virtuale. Cum vă doamnă, Einstein a spus așa, atunci când tehnologia va depăși mintea umană, riscul dispariției este foarte crescut. Romanii spunea următorul lucru, latinii, că ia din viață tot ce vrei, dar nu uita, există o plată. Noi ne, ne dăm în vânt după tot soiul de device-uri tehnologice avansate, după tot soiul de lucruri. Dar eu cred că tot ceea ce inventăm, tot ceea ce credem noi că este util pentru specia noastră umană, ar trebui în același timp să ne gândim și la partea cealaltă. Vedeți, se vorbește numai de... Dau telefonul mobil, de, de exemplu. Vorbește mai avantajele lui, dar funcționează pe microunde. Se și spune, distanța între trebuie să fie minim de 5 cm, mm, tineri, adolescenții, mai ales care sunt îndrăgostiți, și foarte bine, stau și vorbesc cu orele, ceea ce nu este deloc de dorit. De altfel, și noi putem face experiența asta, că dacă ține mai mult telefon la orechi, încep începe să încălzească. Deci, tehnologia este utilă, indubitabil. Cel care s-ar opune tehnologie ar însemna să aibă un retard în gândire. Dar, eu cred că toate trebuie să...